mătoaică care se distrează foarte tare alături de mine. Excepțional. Forță, doamna Adriana! Ai grijă, ai grijă, Adriana, ușor, ușor. Bună seara, haideți lângă mine, haideți lângă mine. Aici, nu, aici, aici. Ți-am zis că ne vedem în finală, tu, nu? Că nu ne vedem, că nu. Uite, ești în finală. Cum ești, Adriana? Faptul că am fost alături de ea mi-a dat aripi și v-am spus, sunt un taur care zboară, acum. Am înțeles, cât erai în apă, să știi că am spus. Adriana Trandafir a sărit ca o puștoaică care se distrează alături de fica, de fica ei. Mulțumesc foarte mult. Maria, cum ți-a părut? Sunt atât de mândră de mama. Nu cred că am fost așa de mândră în viața mea. Pentru că am lăsat-o pe ea să spună când este gata, știind că are încredere în mine. Și sper că, știind cât de multă încredere am și eu în ea, că poate să facă chestia asta. Și am încredere în tine că data viitoare, când o să ajungem undeva tot așa, o să poți să mergi și la 7. Da, tu la 7, eu o să urc la 10, îmi pare foarte rău. Înainte să vă arăt reluarea, vreau să-l întreb pe Bobo. Monica, ce zice Bobo de săritură? Bobo a fost entuziasmat, eu atât îți spun, și știi că le iubește foarte tare pe fete. Da, asta e foarte adevărat, eu le iubesc. Sunt deja o familie pentru mine. Felicitări, Adriana, felicitări, Maria. Mă bucur pentru voi, a fost o săritură coștiug. Perfect. Eu sunt absolut impresionată cum doamna Adriana reușește să-și țină corpul absolut perfect încordat. Eu nu știu dacă sunt capabilă de asta. Este absolut incredibil. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Bobo, pentru tot. Mulțumesc echipei de realizatori și tehnicienilor care au fost alături de noi. Vă mulțumesc vouă tuturor. Și noi mulțumim și noi, Adriana. Hai să ne uităm să vedeți cum ați sărit împreună. Asta trebuie să vă luați, să o puneți amintirea acasă. Bine, da. Bobo, știi că mai avem una. Foarte frumos. Mi-a mărit că noi am văzut relorile și din față și din spate și de sus. Cum s-a văzut de la matale? S-a văzut perfect. A sărit așa de frumos încât mulțumim. Că aș fi capabil ca acum să sar și odată cu voi să vedem dacă săritura e mai bună sau poate nu e atât de bun. Mulțumim! Să fii sănătoasă! Mulțumim! Mulțumim. Iulia, ce apreciez. Zici de relația mamă-fică și de ce ai văzut puțin mai devreme? Aveți o relație pe care și-ar dori orice mamă cu fica ei. Și cu bune și cu rele, să știi. Păi, da. Normal! Întotdeauna. Da. Și mă bucur foarte mult că vedem asta la televizor. Trăim într-o perioadă în care nu prea mai vedem lucruri frumoase de cele mai multe ori. Și mă bucur că acest proiect, uite, face aceste lucruri minunate să ajungă la cei de acasă. Mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim, Iulia, ești superbă în seara asta. Și ca de fiecare dată, și voi este superbe. Clara, nu notăm, dar dacă ar fi trebuit să notăm, ce notă ai fi dat? Foarte mare, oricum. Tu vorbești serios? Da, foarte mare. Mulțumim! Pentru echipa pe care o fac ele. Mulțumim. Mă bucur că sunteți alături de fica dumneavoastră și invers. O săritură frumoasă, o echipă frumoasă, un zbor frumos. Mi s-a părut doar mie că s-au sincronizat. Da, a fost sincron. O mică greșeală. Una a sărit mai în față. Eu am sărit. Nu, Maria sperat mai în față. Maria, da. Asta e singura greșeală. În rest, echilibrate, frumos, bravo. Mulțumim. Perfect. Mulțumim bravo. Mult. Natanticule, ia zi! Din punctul meu de vedere, singura greșeală este că sunteți perfecte. Asta este, din punctul meu de vedere. Mi-ați reamintit iar de echipa Tank din Asia Express. Nu mi-am făcut niciun fel de griji, de sincron, deci eram convins că o să fie super. Îmi pare rău că nu se notează. Eu aveam și 15 pregătite aici. Ce faci? Dai rățușcă sau nu dai rățușcă? Nu, la săritura care se notează. La săritura care se notează. Da. Bun. Adriana, noi îți mulțumim foarte mult. Ne bucurăm că ai fost cu mulțumesc noi aici echipei în zilele astea minunate pe aici, în săptămâna aceasta. Mult. Urmează Maria Speranța cu săritura individuală.